Bine v-am găsit, domnilor și domnilor, sunt Simona Urdea și vă invit să urmăriți știrile. Reprezentanții administrațiilor locale au conștientizat faptul că proiectele lor, dar și planurile de viitor, vor fi mult mai eficiente prin realizarea unei strategii de dezvoltare a localităților. Astfel, în tot mai multe comune din județul Brașov au fost realizate proiecte în acest sens, finanțate de Uniunea Europeană. Așa s-a întâmplat și în Cincu, unde de curând a fost câștigat un proiect în cadrul programului operațional Dezvoltarea capacității administrative. Lansarea proiectului a adunat zeci de localnici la Căminul Cultural din sat. Comuna Cincu va beneficia pentru prima oară de finanțare europeană. Proiectul Dezvoltare durabilă în sit Natura 2000 Podișul Hârtibaciului din cadrul programului operațional Dezvoltarea capacității administrative depus de echipa de la Cincu a fost aprobat spre finanțare. Acest lucru a fost împărtășit și oamenilor din comună. În acest sens, localnicii au participat la lansarea proiectului, la care a participat și echipa care a elaborat proiectul. Deja suntem obișnuiți să ne întâlnim în această formulă pentru lansarea proiectelor legate de strategiile de dezvoltare ale unor comune din Brașov, printre care și Cincu. Deci s-a câștigat și aici un proiect cu finanțare europeană în cadrul programului operațional de dezvoltare a capacității administrative, prin care se alocă bani pentru realizarea strategiei de dezvoltare, care va avea la bază analiza SWOT, un sondaj de opinie prin care se cere părerea locuitorilor comunei legat de viitorul acesteia, și ne-am gândit ca un element inedit să legăm strategia și de actualizare a PUG-ului, o problemă pe care foarte multe comune o au și e nerezolvată din lipsă de fonduri. Este un moment deosebit pentru că se lansează în aplicare lucrările strategiei. Am reușit să culegem printr-un sondaj opiniile locuitorilor, a fost prelucrat aproape jumătate din sondaj, lucruri extrem de interesante. Domnul primar vă spunea mai înainte că cetățenii așteaptă cu multă atenție rezultatele acestui studiu, pe de o parte, pe de altă parte sunt extrem de curioși, fiind și primul proiect finanțat din fonduri europene, să vadă finalul. Obținerea acestor fonduri pentru elaborarea unei strategii de dezvoltare a comunei înseamnă foarte mult, atât pentru administrația locală, cât și pentru săteni. E primul proiect câștigat pe fonduri europene și ne interesează foarte mult să vedem cum stăm cu strategia de dezvoltare, ce vrem să facem în localitatea noastră, unde vrem să ajungem și cum vrem să ajungem. Ne interesează foarte mult lucrul acesta. Proiectul este finanțat din Fondul Social European din programul Dezvoltarea capacității administrative.